Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum să discutăm despre ceva care ne afectează pe toți, după ce s-a încordat, că na, să folosesc un termen frumos, luni de zile guvernul și Parlamentul, că și Parlamentul a dezbătut. Deci au adoptat o nouă schemă de plafonare a prețului energiei electrice. Știți, problema din cauza multor lucruri care se întâmplă pe lumea asta, prețul energiei electrice s-a sărit la niște prețuri absolut îngrozitoare. Și, mă rog, guvernul a avut această reacție, ok, o să plafonăm, facem noi o compensare, o schemă de, găsim noi o soluție. Și au tot discutat anul trecut. Problema e așa, că schema asta nouă se vede acum, când a intrat în vigoare, e un foarte bun exemplu despre cum să complici lucrurile până la nivelul de coșmar. Și asta pentru milioane de consumatori. Așadar, așa cum este scrisă, aprobată și promulgată acum noua legislație, rezultă că toți clienții casnici din această țară, adică toți cei care iau curent, care sunt conectați la rețeaua electrică, vor trebui să trimită la furnizor declarații pe proprie răspundere pentru a putea beneficia de tarifele compensate. Asta ne mai lipsește. Așa scrie, așa este legislația acum. Milioane de declarații, înțelegeți? Cine stă să ridice? Și asta teoretic imediat, că de la 1 ianuarie intră... De asta, că l-avem, e de neimaginat, redactorul șef de la Economica Net, Mihai Nicuțe, la telefon, l-am sunat pentru mai multe lămuriri. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Mihai, ne poți explica în ce context, de ce e nevoie de aceste declarații pe proprie răspundere? În măsura în care înțeleg și eu. Da, deci avem publicată legea de aprobare a celebrei ordonanțe de urgență prin care se prelunge plafonările de preț și se introduc altele noi pentru toată lumea până la până în martie 2025. Problema este la acea sintagmă referitoare la se acordă preț plafonat pentru un singur loc de consum de domiciliu / reședință care apare în lege. Ieri am avut o întâlnire cu furnizorii de energie electrică și și ei erau destul de, pe lângă faptul că erau destul de strânjeniți, erau destul de nehotărâți cum să aplice această prevedere. Pentru că furnizorul nu știe dacă la locul meu de consum, dacă eu am două locuri de consum, mai ales dacă sunt în două zone de distribuție diferite, am o casă, un apartament în București și o casă de vacanță, să zicem, nu știu, în Brașov. Unul este cu distribuția la Enel, altul este cu distribuția la Electrica. Și am și doi furnizori diferiți. Și nu se știe la care să se aplice. Dacă eu mai am un loc de consum, să-l aplice prețul plafonat la acesta, dacă celălalt furnizor aplică prețul plafonat la celălalt loc de consum. Și ca atare, să ajung la concluzia, furnizorii se tem că vor trebui ca să ceară clienților să trimită fiecare, atenție, o declarație pe proprie răspundere cum că locul respectiv de consum este singurul și că la, sau că nu este singurul și în acest caz doar la el dorește aplicarea prețului plafonat. Și pentru celălalt, adică dacă ai casa din București și mai ai o casă de la bunicu undeva, o să fie tarif plafonat doar pentru una din adrese? Prețul plafoane de preț avem pentru orice consum. Cel mai mare plafon de preț acum este de 1-3 lei pe kilowatt pentru ce depășește 300 de kilowatt oră consum pe lună. Problema este că da, dacă în apartamentul din București am un consum mic aferent tranșei de, nu știu, consum sub 100 de kilowatt pe lună, voi plăti prețul plafonat de 0,68. Dar dacă la casa de la țară sau la casa de vacanță am tot un consum de care necesită prețul de 0,68, adică sub 100 de kWh, nu, îl voi plăti pe cel mare, de 1,3 lei pe kWh, pentru că această schemă de sprijin se acordă pentru un singur loc de consum. Vă dați seama ce nebunie va fi. Da, bun, dar pe de altă parte mă gândesc ce se întâmplă în cazul chiriașilor, că ei nu au contracte pe numele lor, contractele de curent, la asta mă refer. Bun, exact, ok, exact. Sunt contractele de închiriere declarate, contracte de închiriere sunt declarate la fisc, sper, sau nu, dar contractele de curent, de gaze, de apă, de utilități, în general, rămân, eu nu știu ca în România să se facă contractele astea de utilități, nici nu știu dacă se poate să le faci pe numele chiriașului. Și în cazul ăsta, practic, toți chiriașii din România vor plăti tarifele mari?
Problema a fost într-adevăr intuită și de noi și l-am întrebat ultima dată, acum câteva zile când a fost acel scandal cu taxa pe soare, l-am întrebat iar pe Ministrul Energiei ce se întâmplă cu chiriași. Și răspunsul a fost foarte fer, trebuie să-și facă contract de furnizare de energie electrică. Acest contract de principiu se poate face, într-adevăr, nu este imposibil. Te duci la furnizor cu acordul scris al proprietarului și cu contractul de închiriere, cum și faci cerere, dacă vrei contract de furnizare de energie electrică pe numele tău. În acest caz, și tu, drept chiriaș fiind, vei beneficia de prețul plafonat corespunzător tranșii de consum. În practică, însă, iară, suntem în țara lui să vedem cum va funcționa această prevedere, pentru că, într-adevăr, practica în niciun caz nu este ca clientul să-și facă contract de furnizare. Și aici mai apare încă o problemă, cumva legală, dacă vrei. Bun, furnizorul face contractul, să presupunem, în regulă. După 7 luni, 8 luni de zile, se ceartă cu proprietarul, pleacă. N-a plătit ultimele 2 luni. Vine distribuitorul și taie curentul, da? Dar taie curentul pe locul de consum al proprietarului, nu al chiriașului. Da, iarăși apare o problemă legală. A procedat corect, n-a procedat corect. Deci sunt o grămadă de astfel de lucruri și de detalii pe care eu cred că atunci când se emit legi și ordonanțe, nimeni nu le ia în calcul, nimeni nu vede pe toată plenitudinea de efecte. Da, de aceea, avem așa să schimbare de legislație în ultimul an în ceea ce privește energia și gaze. Mai e o problemă. De când ar trebui să intre în vigoare acestea? Adică, de când intră în vigoare? Înțeleg că de la 1 ianuarie. Deci, practic, de la 1 ianuarie trebuie să fie toate milioanele de declarații trimise și toate milioanele de contractele chiriașilor schimbate, nu? Cam așa ar fi potrivit. Da, atenție! În teorie trebuie ca lumea să înceapă să trimită de acum acele declarații, pentru că în lege scrie că prețul plafonat se aplică în luna următoare trimiterii, luna de consum următoare trimiterii acestei declarații, deci de asta și furnizorii se tem acum că vor avea parte de o avalanșă de cele. Uite, eu nu o să respect legea și, bun, deși am un singur loc de consum, eu nu o să trimit nimic. Chiar sunt curios să văd ce o să se întâmple. Înseamnă că ai dacă bani o să-mi crească prețul, păi, da, e o nebunie. Nu poți să pui 9 milioane de oameni să trimită niște declarații cum că ei locuiesc acolo și că e singurul loc de consum ca să beneficieze de preț plafonat. Nu se știe unde să le trimiți. Bun, Mihai Nicu, îți mulțumesc foarte mult pentru explicații. Sincer, eu sunt uluit. Adică, asta e Republica Fantastică România. Știți foarte bine că asta e ora pentru Republica Fantastică România. În țara asta se poate întâmpla orice. Dar suntem în 14 decembrie. În principiu, în 15 zile ar trebui să fie și ce, 9 milioane de declarații. Și e atât de greu să faci o declarație de asta și să o trimiți, domnul Vlad? Ei, nu știm... Nu știu unde? Tu fă-o, că o să te anunțe într-o zi unde să o trimiți. Băi, este ceva... Ca să te prindă cu ea făcută. Bun, cred că e imperios necesar să dea niște explicații Ministrul Energiei, șefii de la NRE și, în general, cine a gândit legislația asta nouă, fără să-și imagineze și cum poate fi aplicată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.